Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a semnat un contract crucial pentru reabilitarea și modernizarea Filarmonicii de Stat Moldova din Iași. Această inițiativă vine ca un răspuns la o lungă așteptare, reprezentând un gest de reparație morală pentru comunitatea ieșeană. Filarmonica de Stat Moldova este considerată o bijuterie culturală și arhitecturală, iar reabilitarea sa va contribui la revitalizarea vieții culturale din Iași. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene în cadrul programului regional Nord-Est 2021-2027, prioritatea 7, Nord-Est, o regiune mai atractivă. Parteneriatul dintre Consiliul Județean și Primăria Municipiului Iași este esențial pentru implementarea acestui proiect de importanță culturală majoră. Valoarea proiectului este de 48 de milioane de lei, aproximativ 10 milioane de euro, și fac parte dintr-un amplu proiect pe care, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, și trebuie să dăm cezarului ce al cezarului, trebuie să mulțumim Primăriei Municipiului Iași pentru acest sprijin, pentru că din cele 16 milioane de euro, fonduri care practic vor fi accesate de la ADR Nord-Est prin acest exercițiu financiar, 10 milioane de euro sunt în parteneriat pentru reabilitarea și restaurarea Filarmonicii. Procesul de reabilitare și modernizare a Filarmonicii ieșene va dura 19 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor, iar acest proiect reprezintă un pas crucial în asigurarea unei infrastructuri adecvate pentru evenimentele culturale viitoare. Să știți că numai împreună vom izbândi. Ne așteaptă foarte multe dificultăți. Să știți că este foarte greu de găsit un spațiu unde să mut această enormă cantitate de material pe care o reprezintă filarmonica. Aici nu vorbesc numai de note, nu vorbesc numai de instrumente care costă milioane de euro. Instrumentele filarmonice sunt cele care sunt păzite de mine, exact cum se păzește un tezaur sacru. Potrivit contractului, lucrările de reabilitare și modernizare vor avea o durată de 19 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor.